Polițiștii de frontieră a Rădenii au depistat 25 de migranți care au încercat să treacă ilegal frontiera ascunși într-un tir. În data de 7 octombrie, la punctul de trecere a frontierei Nădlac 2, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră pe sensul de ieșire din țară un cetățean român aflat la volanul unui ansamblu rutier înmatriculat în România. Șoferul transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, produse alimentare pe ruta România-Marea Britanie. În urma efectuării controlului amănunțit al mijlocului de transport, au fost descoperiți ascunși în semiremorcă 25 de cetățeni străini. Persoanele au fost preluate și transportate la sediul sectorului pentru cercetări, unde, în urma verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că sunt cetățeni din Siria și Irak și intenționau să treacă în mod fraudulos frontiera. Având în vedere aspectele constatate, polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru șofer și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.